Gigi Becali, când vrea să-și bage mâinile în buzunar, săracul e nimerește la piept, care sacou și-și bagă mâinile ca Charlie Chaplin. Sclav! Din punctul meu de vedere, instanța ar trebui să sancționeze mult mai dur pe domnul Gigi Becali. El trebuie amendat. Da, să spun ceva. După meciul de aseară, eu dacă eram jucător, scuzați-mă, dar nu vă mai salutam astăzi. De ce? Simți niște miros de râmă și de sol. Nu știu ce spui tu, de că ai niște cuvinte de... Să mă răzbun cumva pe ei, așa fotbalistic, am să-i calc în picioare în aceste două săptămâni. Să mă împace, nu mai certa. Ajunge. Dai din gură non-stop. Mă duc și cânt, cum am cântat ultima oară. Frumoasa mea în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Am zis, lasă! Place la Bă, nu e sănătos. Oamenilor, treziți-vă! Mă lăsați-ne și pe noi să ne spunem părerea! Ne certați, nu are certați! N-am voie nici să mă plec un pic, să stau în poziția maxi-taxi, trebuie să fiu drept. Deci din moment când intru pe teren, trebuie să fiu drept, să-mi iau poziția, să salut. Era clar că s-a agitat. El a țipat el, că cu ăla, Ișvan. A țipat? Da! Ișvan a țipat. S-a întâmplat. O singură dată când am folosit expresii nepotrivite și mi-am cerut scuze, dar în rest nu. Prea puțin mă interesează ce zic acești domni care se judeau cu presupusul sau se dau ei mari știuturi ai fotbalului. Mai întâi să învețe să dea cu piciorul minge și după aceea să vorbească. I-am zis arbitrului că își bate joc de noi, că a stricat jocul și că ne-a simțit atât tot. Ca să zic așa. Să jignesc, bă, că sunt becali țara noi, ăla, ce știu, ce tot piciorul ăla. Cum îi răspunzi? Am înțeles. Mulțumim. Trebuie să ne fie rușine. Chiar trebuie să ne fie rușine de ceva de rușinos. Și pot să zic. Rușine. Dacă primești un telefon de la palat, ce să fac la palat? Nimeni nu m-a chemat, dar să nici nu mai mă cheme. Că m-am plictisit și rămân acasă, că eu muncesc aici la Constanța, la Ovid. Nici nu vin. Nici nu mă mai duc. Nici măcar să-mi dea un telefon. M-a sunat toată ziua de la Digi și am zis să discutăm totuși. Sunteți la două puncte de play-off. Sunt nicio problemă, vă așteptăm. Vă sună lumea să vă felicite, presupun. Finule, hai că te sun în 5 minute, da? Hai că o să fii antrenor în Liga Campionilor. Hai, pa! Marinele! 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 Sorin Cârțu stătea jos și se uita, ce să înțelegem, că era la kilometru 36 și avea probleme cu stomacul. Nu l-ai văzut. Sorinei! Ești fratele meu, frate, bravo! Sorinei! Ești mai bun! Bravo, tată! Așa te vreau! Ale, 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 ale! Cine ține? Să le fie rușine. Să le fie rușine pentru ce au făcut zilele trecute. Pentru că, din punctul meu de vedere, n-aveau niciun drept să facă ceea ce au făcut. Până în momentul în care au fost jigniți și înjurați, nu au ripostat și dacă au ripostat, au ripostat doar verbal. O să ajung la demență sau la Alzheimer în curând. Deci trebuie să fac, 100% trebuie să fac ceva. Oi! I prepare everything this week! Everything! O să zică lumea, băi, ăsta e prea prost, da? Asta e situația. Sunt sincer măcar. Nu știu, nu-l cunosc, dar prea mult vorbește. Nu se face. Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat.